Credeam că dacă s-a schimbat guvernarea, se schimbă și atitudinea organelor față de drepturile omului, față de prevederile legale, dar dumneavoastră o continuați ca pe timpul lui Dragnea. Mie mi-ar fi rușine. Dumneavoastră considerați că vă faceți datorie, chiar dacă știți că sunteți împotriva Constituției și împotriva drepturilor omului. Nu aveți voie să filmați. De ce? Nu sunt sala de judecată, sunt pe coridor. Nu aveți nici aici voie. Aici e spațiu public și comunic cu un reprezentant al poliției locale. Îl aștept afară, dar că nu scapă de întrebările mele. Dar aici nu e sala de judecată. Nu aveți voie să filmați. Unde scrie? Unde scrie? În regulile instanței. Păi regulile instanței, eu mă bazez pe Constituție. Puteți să filmați, vă dă dreptul președintele. Dar când o să-mi dea dreptul, o să fie plecat omul. Păi trebuie să faceți asta înainte. A, da, cum să nu? Nu, e un drept fundamental și nu stau să negociez cu polițiștii. Păi, se numește libertate de exprimare. Da, și e scris în Constituție. Nu în sala de judecată. Sala de judecată știu că trebuie să cer voi. Interior instanței. Nu e adevărat. Unde scrie? Unde scrie? Să fie prevăzut de lege. Așa ați ajuns să mai denunțați jandarmelor, a? S-a auzit despre libertate de exprimare, despre drepturi fundamentale, știți că poliția trebuie să le păzească, să le apere. Și am dreptul la imagine. Păi, și ce am eu cu imaginea dumneavoastră? Eu vă întreb ce faceți cu drepturile omului pe care ar trebui să le apărați ca angajat al poliției. Bună. Nu aveți voie să filmați. Unde scrie? Veniți să vă arăt afară că este semnul. Dar semnul nu mă interesează, vreau să văd legea. Semn, și eu pot, cu orice prăvălie scrie că nu-i voie. Semnul trebuie să bazeze pe o lege, nu? Ia uitați, dumneavoastră mă filmați acolo, nu? Vă filmez eu. Păi și eu drept, am și eu dreptul la viață am privată. De ce mă filmați? Poftim? De ce mă filmați? Nu vă filmează, e o cameră de supraveghere. E o cameră de supraveghere și asta e o cameră martă. Da? Ca să filmez reacția polițistului sau angajatului poliției care a venit și a spus chestii aberante în instanța de judecată. Ce v-a spus? Ce s-a apreciat în privire la concluziile? Nu sunteți dumneavoastră măsură? Ba da, sunt și eu în măsură să dau aprecieri faptelor. Ați avut dosar? Am avut dosar, da, cu reprezentantul poliției. Să încheiați acum discuțiile, le-ați avut în sală. Discuțiile contradictorii nu le mai faceți aici. A fi fost o discuție civilizată dacă nu vă băgați dumneavoastră. Păi nu, eu am venit doar să vă atrag atenția că... Mai ales că el nu zicea nimic, eu pot simplu nu zicea păi nu, acum văd că discutați în contradictorii, da? Da. Da? Eu cred că el nu cunoaște drepturile omului sau le încalcă cu bună știință. E problemă, nu știu ce... E problema ați avut administrației locale care îi angajează pe așa polițiști locali. Asta... Și unde ești? Pe acolo. Angajat la poliția locală, sector 6, plătit din banii noștri. Și-a zis în instanță că... Știți? Și-a zis în instanță aia și-a găsit el treabă la toaletă. Nu-l mai aplicați? Mi-ați mai arătat semnul acela, puteți să-l scoateți, că nu se bazează pe lege. Nu mă interesează. Eu pot să vin și să desenez altceva. Dar mă înțeleg ce spun, da? Dar nu, dar nu-i legal. Nu-i legal semnul acela. Nu este, dar nu este legal. Interioara lui, da? Eu mă bazez pe drepturi fundamentale, scris în Constituție. Eu am înțeles. Semnul acela se bazează pe moftul, nu știu, administrației. Am înțeles că vă faceți datoria, dar e cu exces de zel. Că și dumneavoastră trebuie să știți drepturile omului. Nu sunteți jandarm? Nu sunteți jandarm? Eu? Da. Așa mi s-a părut, jandarmi sunteți, nu? Da, da, da. Păi ar trebui și dumneavoastră să știți drepturile omului. Păi le știu. Să le apărați. Da, da. Păi și libertatea de exprimare acolo, pe coridoare, nu? Nu e valabilă. Pe coridoarele instanței de judecat. A venit subalternul sau colegul dumneavoastră și mi-a interzis să filmez. Dumneavoastră tot a invocat semnul acela de pe... Eu v-am atras atenția că este interzis filmatul în interior. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și am venit, v-am arătat semnul. Da, dar semnul acela e ilegal. Încalcă drepturile omului. Ar trebui să vă interesați. Ar putea să ne interzică să respirăm. Haideți să vă spun ceva. Ar putea să ne interzică să respirăm, nu? Deci dacă dumneavoastră sunteți nemulțumit de chestia aceea, puteți să faceți o plângere către conducerea instanței și să vă dea lămuriri. La câtă birocrație în România n-am eu chef să fac chestia asta. Dar apropo, cum vin să depun? Cum vin să depun o chestie la registratură? Pot să intru acum la registratură. A, deci cu programare, asta vă întreb. Da. Da. Online, la telefon. Sunt niște reguli. La telefon sau online? Sau online. Aveți acolo numele de telefon? Nu, le găsesc online. Ok, s-au trimit prin poștă. Okay. Și atunci nu trebuie programare. Bine, mulțumesc că v-ați să trăiți.
Judecătorie, sector 6. Cum era pe timpul lui Ceaușescu, așa a rămas. Bătaie de joc de drepturile omului. Halal și rușine. Și acela era angajat al poliției locale, sector 6, care în instanță a zis: onorată instanță, vă rugăm să respingeți. Au respins și probele cu martori. S-au uitat doar la video și au zis că nu interesează. Așteptăm acum sentința civilă.